Servus, my friend, și hai cu ziua bună, nene. Te salut de aici, de la municipiul München. Nimă, ce macarale are el. Am avut o descărcare pe aici, pe lângă, și acum mă îndepărtez. Ideea este că îmi place, cu toate că este vineri astăzi. Observ că e liniștită șoseaua, lumea, acțiunea pe aici, știi? Văd că nu prea. Mă așteptam să fie mult mai multe mașini, să fie trafic. Zic, bă, vreun ștau ceva. De unde? O relaxare totală. Da, merg să execut și a treia descărcare de pe ziua de astăzi. Și probabil că va trebui să și încarc. Da, păi nu. Dacă trebuie, trebuie. Dar acolo ce este, mă, de fapt? Aeroportul? A, da, mă. Mă, ce de avioane aveți aici? Tu le vezi, tu? Nii, mă, ce faină-i. Foarte fain, nene. Sundair. Ce e aia, frate? Îl încarc acum cu ceva? Nii, mă, mașinuțe din alea mici care duc bagaje, știi? Tu le vede. Interesant. Slow. A, fii atent, și pe aici trece avionul, îți vine să crezi? Și pe dedesubt e autostrada. Foarte tare, frate. Da, mă, e drăguț pe aici, pe la München. Bă, stânga. Imediat. Vine cineva? Nu vine nimeni. Ok. Pe aici trec avioanele. Foarte tare, frate. Bă, sigur, suntem pe drumul bun. Nu lasă că ne-am dat noi seama mai încolo. Ia uite-mă și autorul tău aici, ăștia la aeroport. Foarte frumos. Îmi plac străzile astea pe aici. Toate sunt călcite, îmbârligate pe aici, dar le desfășur cumva. Interesantă zona asta. Bă, și ăsta face stânga. Bă, da. Uite, nu mai vine nimeni. Bă, dar unde sunt toți oamenii ăștia, mă? S-a întâmplat ceva și nu știu eu? Nu, serios. Nu umblă nimeni pe aici, văd că... Asta aici sub pod de ploaie. Cine știe, caută el ceva. Poate că... Nimă, ia uite, Lufthansa, Vasile, tu l-ai vetă câta motorul are. Madres Dios. Ioi. Mare rău, bă, băiete. Cu 60 la oră navigăm pe platformă. 56, 59. Cred că au radare pe aici, știi, mă las așa ușor. Ia uite ce trilifliș din ăsta. Da, bă, interesantă zona asta. Pe aici chiar nu am fost niciodată. Destul de interesant. Aici deja e la periferie, să știa, cu mentenanța, cu alte lucruri, probabil. Uite că și aici mai este ceva aeronavă. Se vede o codiță de pește. Mamă, astea-s din alea private, Vasile. Tu l-ai văd, alea-s expensive. General Aviation, păi ce aici am vrut? Mamanuri circulă pe aici, văd că... Salut, colegul! Pe aici, pe la oră, știi, este... Ah. Dar alea cred că-s doar de design, mă, că văd că nu decolează și nu aterizează nimeni, ia. Aia, singură Caterin Căciu. O, da, chiar foarte liniștită zona asta pe aici. M. From Masonry or something else. Frumos, mă, ăsta.
Bă, dar serios, chiar nu vine vreun avion, vreo ceva? O, există o țânsă că e țapă. Sigur. Facem dreapta. Păi ce, închis ceva pe undeva că nu știu. N-am fost atent. Nu dai pace, că bine fi. Erding. Interesant. Da, mă, pe aici o iau U. Eu nu am treabă cu U acum. Merg pe aici. Ce tot? Mam, aici merge să faci multe lucruri pe terenul ăsta, frate. Ia uite, tu n-ai vătă niciun avion. Ți-am zis, mă, că ceva se întâmplă. Asta ce mașini sunt, mă? Ce fac astea? Cred că-s din alea de decifrat, așa arată. Cine știe? Bă, dar serios, niciun avion. Numai păsări. Uite, niște ciori. Ciudat. Bă, hai să mărim un pic ritmul. Și că suntem pe la Vamă, pe undeva, prin Slovenia, frate, când văd astea. Really? Cum mergem, mă? Spre stânga. Bine. Asta e cu 3 jumatele. Bisto. 60. Nu mai dincolo, aici 80. Ah, bine. Grupul 7. Cam atâta. Nimic interesant. Hai cu bună dimineața. Da. Șase sute în dreapta. Erding. Pe aici, cică. Nu, bine. Bă, nu vezi, bă, că nu sunt avioane. E țeapă acolo cu aeroportul ăla, sigur. Trimis ăștia ceva comandă de încărcat, dar vreau să mă opresc să mă uit un pic unde este încărcarea și dacă reușesc să ajung la bază, știi? Nu i-am dat încă confirmare. Vreau să-i să aștept așa un pic, că nu se întâmplă nimic neobișnuit. Bun. Mai departe. No, hai, Bobs, că am ajuns și la încărcare. Hai de capul, nu? Amețite scăile lui Nostradamus. No, dă-i drive. Rampe for... Nu, 1, 2, 3, fie. Pui mei, nu știu cum a zis. Rampes. Unde-i dracu' e remorca? Tu l-ai vet, am crezut că am pierdut remorca. Zic, Vasile, nu mai e remorca, ești nebun. A, acolo unde-o deschis el, mă. Bă, mai era ceva acolo, să nu dau naibii peste el. Ia oprește-mă. A, s-a dus deja, dă-i pace, dă-i înainte. A, invers, mă, Vasile, că stricăm aici dezordine. Așa.
Rampe for, bă, să deschid dușile, mă. Stai așa. Rampe, zvai, dry, fier, fium, seven up, uden up. Oi, 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 oi. Rampes, bumpes. Nu știu nici măcar ce încarc, cred că niște leoparzi. Așa. Și pe asta. Wow, n-am mai tras de mult la rampă, frate. Bun. Rampe. Rampe bursucus. Tu te văd aici. Hai bro, bagă la rampe. Așa. O lăsă că-i dau așa o tură. Așa o tură așa. Și după aia mă îndrept. El rampe, rampe, al rampes. El rampes, rampes, al rampes. Bun, stop. Și hai în față. Așa. Să ne aliniem aici cu toată treaba. Ansamblu turistic Vocea României. Unde e, mă, patru? Nici nu mai văd. Dar cred că e acolo. I hope is there. Tarararam tarararam. Asta, mă, că nu cred că e ok. Știi de ce? Că trebuie să... Nu, nu e bine așa ce fac eu. Trebuie să mă pun drept, mă. Știi că dacă stau așa strâmb, nu o să pot să deschid podul, pentru că acolo trebuie să... Zi, trebuie să iau... Trebuie să lasă la dreptul jos, știi? Da, da, da. Nu merge așa cum vreau eu să fac. Unde-i pace că este vreme. El rampes, rampes, televolei. Rampes, rampes, televolei. Să mai ne uităm un pic pe fereastră, să vedem cine e acasă. Stop mașina. Să vedem ce-am făcut. Hai că e bine, Vasile. Tu l-ai vătă, nu-i să crezi. No, bun. Băgăm aici și după aia începem. Loading, loading, loading. Cică cam așa. Uuuu.